Ia tu ok? Eu e ok? Tu rusesc? Da, am primit două chei la mașina asta. Ah, ok, ca să arătăm amândoi. Încuia descuiet și deschiderea portbagajului. Am observat că funcționează foarte bine la restaurant, știi că te duci și pui două chei pe masă. Sistemele de la un Lexus. Pentru cei care nu știu, Lexus este un fel de frate mai cu bani al lui Toyota. Mai cu bani, în sens că mai cu scump, nu că are mai mulți bani, apărat că Toyota totuși e compania. De fapt nu, stai, Toyota e ca un fel de mamă și Lexus este ca un fel de copil. Să zicem. Și am lămurit treaba asta. Yoshiro, sau cum îl cheamă, Toyota. Toyota. Tata lui Lexus și lui Toyota. Mm-hmm. Și acum o punem în drive. Pentru cei care nu știu, mașina aceasta este hibrid NX300H. Pui în drive, motorul este oprit în momentul ăsta. Iau piciorul din frână. Bateria, bă, că este undeva la 80%? Da. Ai fost econom. Da, și în momentul ăsta, la viteză mică, bateria trimite curent către cele două motoare. Avem două motoare? Avem chiar patru motoare, apropo, în mașina asta. Explică-mi. Este un hibrid cu un motor de 2,5 litri, cu ciclu Atkinson, 4 cilindri, motor altfel destul de banal și care sună deloc interesant, aproape plictisitor. Exact. Dar treaba lui este una destul de simplă, să încarce bateria și să trimită puterea la roți atunci când îi se cere. Deci avem odată un motor electric care nu face altceva decât să funcționeze ca un fel de dinam pentru baterie, să încarce bateria, să funcționeze ca un fel de generator și apoi să fie și ele ca un fel de electromotor, să se ocupe de deponirea mașinii. Mai e încă un motor electric de 141 de cai putere, dacă țin bine minte, și care trimite puterea doar la roțile din față. Și pentru că avem varianta 4x4, mai există un motor între roțile din spate de 63 de cai putere. Deci tu ai ținut minte toate chestiile astea? Da. Deci mine m-ai pierdut după când, în momentul în care ai zis 4 motoare. Da. Și stând și mă gândeam că pe persoana care va conduce mașina asta în fiecare zi, nu interesează câte motoare absolut are mașina. Și cei de la Toyota s-au gândit la treaba asta și de asta au făcut o cutie simplă în care apeși, dai drive și nu ai niciun buton ca să setezi modurile de tracțiune integrală sau mai știu eu ce. Uite, de exemplu, în momentul ăsta energia din baterie nu se duce către motorul spate, dar în momentul în care calc mai tare pe pedala de accelerație, atunci poți să funcționeze și motorul din spate. Și gata. Rest, altceva nu trebuie să știi. În total ai vreo 190 și un pic de cai putere. Viteză maximă 180 de km pe oră, 0-100 9,2 secunde. Destul de temperat. Mașina, practic, chiar dacă are și un motor pe benzină, nu merge decât în mod electric, nu? Da. În realitate, motoarele, singurele motoare care pun în mișcare mașina... Sunt două... De fapt, da, sunt cele două motoare electrice, în momentul ăsta e unul singur. Uh-huh. Și motorul pe benzină care funcționează în acest moment, dar dacă pun pe EV mode, nu, că încă e mașina rece. Trebuie să mai încarce un pic bateria. Dar în momentul ăsta motorul din față electric și motorul normal pe benzină funcționează în tandem. Și mergem absolut silențios către oraș. Către orașul Corbeanca. Ieșim din Corbeangeles. Am înțeles. Te vin sau de așa? Sunetul, așa, huruitul electric. Abia un pic dacă auzi motorul pe benzină. Mașina asta este foarte bine insonorizată, să știi. Hai să facem dreapta. Hai să facem dreapta. Să ieșim un pic la drum și să facem un sprint până la 50 de km pe oră. Și gata. Chiar dacă are doar 190 de cai putere pentru o mașină care are aproape 2 tone, să știi că a răspuns bine. Și asta pentru că odată nu are turbină. Și pentru că are cuplu instant electric. Exact. Motorul, neavând foarte mult cuplu, e ajutat de cele două motoare electrice ca să-ți dea un pic de... să te împingă un pic în scaun. Cât să-ți dea senzația că ai accelerat suficient pentru nevoile tale și nu doar de transport, ci și de orgoliu. Da, exact. Oricum, mașina nu e făcută pentru așa ceva. Ți-am spus, o spune și viteza maximă 180 de km pe oră și o spune și consumul atunci când ieși în oraș. Asta este, când ieși din oraș, asta este o mașină care e făcută doar pentru zona urbană. E un CHR care a mers la facultate. Nu neapărat, spune că e mai degrabă un Toyota RAV4 cu care împarte o bună parte din platforma tehnică. Dar nu e la fel de spațios ca un RAV4. E mai compact, e mai urban așa. E similară senzația cu ce întâlnești în RAV4, de exemplu, senzația la volan,
Parcă e mai coupé așa decât RAV4. RAV4 pare totuși o mașină mai de familie. Asta este mai tăiat, mai coupé. Da. Și materialele sunt de mai bună calitate. Avem piele de două culori pe bord, combinată cu un plastic lucios care arată foarte bine, sau care arată ca un aluminiu. Da. E plastic. Dar arată foarte bine. Și chestia asta de pe ușă, iarăși, plastic, dar arată ca pielea de pe bord. Atenție maximă la detalii, Lexus este până la urmă divizia premium a producătorului japonez. Și iarăși, diferențele continuă, ce puțin față de RAV4 sau orice altă mașină de la Toyota, vezi că e foarte bine sonorizată. Mergem cu 75 de km pe oră și nu auzi deloc motorul pe benzină, care în momentul ăsta stă pe la 1500 de ture. Inclusiv parbrizul este tratat acustic, ca să mai elimine din zgomotul de afară. Sunt foarte multe panouri de antifonare, nu știu, de exemplu, sau sub scaune, e destul de bine lucrată din punctul ăsta de vedere. Are și coeficient aerodinamic foarte bun, deci iar nu o să auzi când o să taie. Și cu toate acestea, pentru că asta cere piața, cei de la Lexus, în cazul ăsta, să zicem Lexus, ne-au oferit o variantă de crossover. Da, NX. De altfel, numele vine de la Nimble Crossover. Nimble Crossover. N și X-ul cross, știi, cruce și așa mai departe. Asta înseamnă 300H. Nu are o relevanță neapărat cifra aia, doar că mașina asta mai vine, ce puțin pe alte piețe și în alte variante. 200T și 300. Adică sunt alte motorizări, fără să fie neapărat hibrid. Dar uite, hibridul este varianta care, din câte știu, s-a vândut cel mai bine în Europa. Pentru că te scutește și de taxe și este și eficient. Dar cât de eficient este, aștept să-mi spui tu, Marian, că tu ai condus-o în ultimele două zile. Știi că sunt cu semnul întrebării. Consumul declarat în state la mașina asta e de 33 de mile per galon, per 4 litri. Și asta înseamnă undeva la 8,6, aproape 9% în oraș. Eu n-am reușit să urc mai mult de 7,5 în oraș, ceea ce ar plasa-o similar cu consumul pe care face un diesel de 2 litri, să zicem, de la Volkswagen. În oraș? În oraș. În momentul în care ieși afară, în schimb, ajunge să consume mai mult decât o mașină obișnuită pe benzină cu același nivel de putere, într-un motiv foarte simplu, că bateriile sunt balast. Ca și cum la drum lung, trebuie să explicăm lucrul ăsta, că multă lume nu știe. Un hibrid îți este de folos doar în condiții de accelerație frână, accelerație frână, accelerație frână, adică oraș, unde bateria și regenerarea la fiecare încetinire îți pot recupera o parte de energie pe care o pierzi atunci când încetinești. Dacă nu încetinești, nu ai ce să recuperezi, că la drum lung vei încetini foarte rar. Și atunci, folosind doar energie pentru a te deplasa înainte, ajungi să cari bateriile alea după tine și tot sistemul hibrid devine, cum a zis Marian, balast. Diferența importantă care mai apare între oraș și drum lung, ce faci, o testă și un pic pe off-road? Un pic. Este și că în oraș coeficientul aerodinamic al mașinii este prea puțin important. La viteze mici nu o să ai prea multă frecare cu aerul, dar la drum lung, evident, acel CX te ajută să obții consum mai mic, însă începe să-și facă simțită prezența și de aceea, la drum lung, când mergi mai repede, nu ai doar balastul numit baterii și sistem hibrid, ci și coeficientul aerodinamic care îți frânează mașina. Deci mașina asta, cu mai bine de jumătate de rezervor și cu noi doi, nu că am fi noi grea sau ceva, dar mașina asta cântărește peste 2 tone. Deci este o mașină grea, dacă stai să o compari, te căsați după mine. Are hibrid. Da. Totuși e o mașină destul de grea. Neașteptat de grea. Da. Dar dacă o folosești în oraș și aici compensează, ți-am zis, motoarele electrice, ai cuplul ăla care o ajută foarte bine. Și la ce este util? La ce este util cuplul în oraș? Hai să le explicăm oamenilor de ce este util acest sistem hibrid și unde își face cu adevărat simțită valoarea în oraș? Păi, în primul rând, în oraș face foarte multe plecări de pe loc. Dacă se face verde de la semafor și trebuie să pleci. Având hibrid, tu nu mai trebuie să turezi motorul atât de tare. Pentru că motorul electric te va pune în mișcare și abia apoi începi să consumi benzină. Și fiind un hibrid fără să fie plug-in, tu folosești practic energia câștigată prin frânare sau prin frânele de motor. Și atât. Da, pentru că nu poți să încarci la priză. De aceea îți spuneam că la drumul lung nu ajungi să te bucuri de beneficiile sistemului hibrid. Că nu ai cum, pentru că tot aceeași benzină trebuie să o arzi în cele din urmă. Deci în momentul ăsta mergem doar pe electric.
doar cu energia câștigată prin frânare. O chestie foarte bine de știut, dacă ești proprietar de sau viitor proprietar sau te interesează o mașină hibrid, e că trebuie să schimbi cu totul stilul de condus. Dacă o să conduci la fel cum ai condus până acum, s-ar putea să dai mai mulți bani pe benzină decât o făceai înainte. Pentru că trebuie să înveți să fii calm la volan, trebuie să înveți să pleci corect de pe loc. Și să fii proactiv. Să fii foarte dulce cu pedala de accelerație, ca exact. Să nu faci așa, să pornească motorul pe benzină. Și deja am ars aiurea benzină, degeaba am mers electric ultimii 500 de metri, că am stricat tot consumul. Și mai e o chestie foarte ciudată la mașina asta, trebuie să te obișnuiești cu pedala de frână. Pedala de frână nu este clasică, nu este conectată direct la pompele de frână. Mai întâi încearcă recuperare. Da, este fly-by-wire. Adică în momentul în care apeși, da, are cablu, e ca la avion, știi? În momentul drive-by-wire, să zicem totuși. Da, că fly la avion, da. În momentul în care calci frâna, pur și simplu pedalele foarte moale și începe să apese, să apese mai tare pe discuri în momentul în care simte că nu mai poate regenera. Că nu mai poate regenera suficient. Da, mai e o chestie foarte interesantă. Uite, de exemplu, acum hai să creștem un pic viteza, 70 la oră. În momentul ăsta, dacă ia piciorul de pe pedala de accelerație, vezi că se mută acul spre charge. Și dacă apăs un pic pedala de accelerație, vezi că mută acul acolo. Exact. Asta e nivelul de coasting. Mașina nu face coasting by default, cutia, dar pot regla cât de puternică să fie din accelerație. Frâna de motor din accelerație. De aceea apare și aici acel stil de condus pe care îl auziți de la cei care trec pe electrice sau pe hibride mai deștepte așa, condusul la o singură pedală. Da. Pentru că faptul că ai ridicat piciorul în accelerație deja frânează mașina. Dacă ajungi la acel nivel de performanță în a-ți regla accelerările și opririle doar din ridicarea piciorului de pe accelerație, ești deja un profesionist al hibridelor. Ești un om hibrid. Da, e hibridizat. Te-ai hibridizat. De asta cred consumul pe care l-am scos eu de 7,2% nu este neapărat rău. E foarte mult mers în oraș, probabil undeva la vreo 90-100 de km pe oră, iar restul, de 100 de km nu pe oră, iar restul până la 240 sunt făcuți în afară, mers 100-110 în afara localităților. Nu e o mașină care să te dezamăgească și la drum lung, nu despre asta este vorba, dar ea este cea mai eficientă dacă asta cauți în oraș și în zonele periurbane, să zicem așa. Și o să demonstrez asta prin simplul fapt că o să arăt kilometrajul mașinii. Mașina asta are 56.000 de kilometri aproape. Așa. Deci în 4 ani. Deci s-a mers cu ea mai degrabă pe drumuri scurte. Da. Nu a fost o mașină de navetă lungă. Da, și e cu atât mai eficientă când stai într-o zonă urbană, dar mai puțin aglomerată decât o capitală, de exemplu. Și trebuie să mai spunem câteva lucruri pentru cei care sunt interesați să o cumpere. Este încă un model second hand pe care îl testăm de la cei de la leasingautomobile.ro. O mașină cu 56.000 de kilometri la bord și doar o vârstă de cât ai zis? 4 ani. Bateria e făcută să reziste foarte mult în timp. E același sistem de pe Prius, apropo, care rezistă câte 200-300.000 de kilometri fără probleme pe mașini care fac Uber și taxi în anumite orașe. Da, sunt mașini care au lejer 400-500.000 de kilometri, chiar și în state am văzut tot Lexus. Modelul acesta cu 250.000 de mile și bateria funcționa în continuare foarte bine. E o baterie cu tehnologie mai veche. Adică dar e robustă. NiMH sau nichel, tu știi mai bine. Hidrură de nichel. Așa. Nu e litium polimer sau litium ion sau Vasile. Nu, nu. Este o tehnologie testată destul de bine. Uite, se fac stânga la un moment dat. Aici. Și am călcat frâna până la aproape de podea, vezi? I-a încercat să recupereze cât a putut, după care a aplicat și frâna mecanică. Da, dar uite, prin sistemul ăsta hibrid, faptul că nu are niciun buton de control în afară de EV mode aici, care deci, forțează practic... N-am pierdut aproape deloc baterie? Nu, ea tot timpul se regenerează. La atâta fiecare decelerare. Tu nu trebuie să apeși pe niciun buton ca să conduci mașina asta eficient, singura chestie e că trebuie să-ți schimbi stilul de condus. Am înțeles. Ok. Am ca să zic de suspensie. Suspensia este fantastică. Cred că este una dintre cele mai bune suspensii puse pe un subcompact. Pe un crossover, să spunem. Crossover lux. Mașina este super confortabilă. Vezi că nu prea simți nimic din șosea, nu ajunge nimic la tine. Scaunele ajută iarăși foarte mult asta. Vezi că sunt foarte confortabil, sunt ușor, moi. Mi se pare mie sau sunt și cu ventilație? Nu. Nu dar ar fi putut fi că pielea e perforată. Da. Oricum, piele peste tot, un ambient
premium luxury, aș putea spune, aproape la interior, culorile astea calde, iar sunt foarte faine, butoanele mari, foarte bine așezate, totul extrem de elegant. Spațiul din spate iarăși suficient de generos, un portbagaj suficient pentru o familie modernă mai degrabă decât pentru drumuri foarte lungi. Mi-e place și cum arată foarte mult. Da? E un design care, uite, deși e agresiv în acea perioadă, da? Și uite că încă rezistă pe piață și mașina mi se pare că arată în continuare foarte bine. E un design care a trecut testul timpului și știi că de obicei se întâmplă ca mașini cu design mai agresiv, pe stilul japonez, nu rezistă, nu trece testul timpului, dar uite că nu e cazul. Cu tehnologia figura am o problemă. Figura e de predator din față, aia este, da, întotdeauna. Cu tehnologia am o problemă, chiar și pentru 2014 mi se pare că sistemul de infotainment e ușor depășit și greu de înțeles. Încă n-am reușit să găsesc, de exemplu, cum să umblu la setările de audio, la audio, filtre, la bas și așa mai departe. Nu există nimic aici. Trebuie să fie în alte setări, să știi, tu ești la Bluetooth audio acum. Nu, nu sunt la Bluetooth audio, sunt la audio chiar. Aici unde ascult muzica. Intră în settings. Auzi, dar știi ce? Da. A, trebuie să arătăm asta, da. Aceasta este... A, uite, am găsit. O dotare suplimentară de cea mai bună calitate, care se numește a fi... Oglindă. Oglindă. Oglindă adevărată. Aceasta este o oglindă pe care o poți folosi să... Vezi cum stă fardul. Dacă asta ai tu nevoie. Și este ca un căpăcel aici, n-ai cum să o pierzi. Foarte la îndemână, pac, la semafor, țac, țac, țac. Ne mai ieși aici dacă vrei. Și Marian spunea că nu este pentru doamne și domnișoare. Pentru doamne și domnișoare, dacă vor căpăta această mașină, eu cred că vor fi norocoase, vor căpăta o mașină confortabilă, silențioasă, care va consuma puțin și le va da o scuză să se înscrie la toate evenimentele și cursurile de ecologie, în toate grupurile de acțiune pentru salvarea mediului. Direcția, ăsta e singurul dezavantaj pe care l-am simțit din momentul în care m-am suit pentru prima dată mașină. Este foarte asistată și mi-aduce aminte de volanele pe care le conectam la PlayStation. Dar restul e ok. Ok. Cam asta ar fi despre ea. Mi-a plăcut foarte mult mașina, m-am atașat de ea, să știi, cât am mers cu ea. Îmi place cum arată, îmi place senzația pe care ți-o dă atunci când stai la volan. Este totul ergonomic, totul e la îndemână. Foarte silențioasă și foarte confortabile, tot ce ți-ai putea dori la o mașină de familie, atâta doar că e crossover, dar cred că aș putea să trec și peste asta, având în vedere cum arată. La banii ăștia nu ți iei un i3S? Deși în teorie sunt mai multe prize decât stații Peco în toată lumea, cred că în momentul ăsta un hibrid ar fi cel mai bun compromis dacă stai, de exemplu, într-o zonă urbană aglomerată și nu ai acces la o priză. Și nu este teama SUV-ul ca să blochezi două locuri de parcare, ci doar unul? Da, corect. Și hai să zicem că îl trecem cu vederea, că ăsta merge, că e o soluție bună și că e făcută de băieții care au experiență. Da, nu, ți-am zis, singura chestie, sau Lexus în varianta asta hibrid își merită banii doar dacă îți schimbi și tu stilul de condus, punct. Dacă o să mergi cu ea așa cum ai condus până acum, un diesel sau o benzină, nu merită. Dar dacă ești pregătit să fii mai calm la volan, să asculti podcasturi de la Taifas TV, nu, stai. Nu, să asculti muzică clasică. Nu, să, dacă să asculti Radio România Muzical. Sau Trinitas, podcasturi de la Trinitas, atunci asta este, sau poate să fie următoarea ta mașină fără probleme. O mașină bine tehnologizată, care și la 4 ani după lansare arată bine, și exterior, și interior, suficient de bine tehnologizată, minusurile de la multimedia, dar o dată ce ți-ai legat telefonul pe Bluetooth, deja nu te mai interesează ce mai apare acolo. Sistemul de sonorizare este excepțional. Ba chiar mi-aș lua telefonul și aș face așa. Cât de greu poate să fie? Ia uite. Ai o idee foarte bună. Mai pe de-asta am pus și eu aici. Gata. Și am rezolvat și problema de... Și poți să pui pe unul Google Maps și pe altul Waze sau pe altul Uber și pe altul... Nu, aplicația Lyft, Uber și Driver și pe cealaltă aplicația Taxi Driver, da. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să ne spuneți mai jos la comentarii cum v-a plăcut mașina și așteptăm impresiile voastre despre cum vi se pare leasingautomobile.ro, dacă le-ați folosit serviciile. Mașina aceasta, ca și toate celelalte pe care le vând, beneficiază de garanție pentru motor și transmisie de 6 luni. Exact, plus asistență, plus posibilitatea să iei mașina leasing, evident, dar și să prelungești garanția pentru o perioadă mai lungă de timp. Noi, ca de obicei, suntem recunoscători pentru fiecare like, share și subscribe, că din ele trăim, le punem, ne întindem așa pe pâine. Și nu facem altceva decât să vă cerem și vouă să vă abonați
Dacă n-ați făcut-o deja, să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificarea și să intrați la comentarii și să scrieți acolo primul, să aveți această satisfacție. Am un deja cu Facebook-ul, când le spuneam să dea like și după aceea le spuneam să mai dea și subscribe. De parcă n-ar fi suficient că oamenii s-au abonat, dar hei, ăsta este algoritmul, nu-s platformele noastre, deci... Da, n-ai ce să faci. Și numai... Bine, semne exclamări.